sunt asigurate bazele pentru a porni la treabă și a pune în practică acest program de guvern. A devenit o obișnuință pentru municipalitatea Pietreană să prezinte cetățenilor săi, la începutul fiecărui an, un program care prezintă principalele direcții de acțiune ale administrației locale pentru anul în curs. Este un semn de respect pentru Pietreni, ținând cont că o administrație responsabilă și transparentă le spune întotdeauna oamenilor modul în care se cheltuie banii și care sunt prioritățile administrative pe termen scurt, mediu și lung. O administrație nu guvernează singură, ci împreună cu oamenii pe care îi reprezintă. Aceste priorități, așadar, se stabilesc cel mai bine în urma unui dialog real cu toate categoriile socio-profesionale. Dialog pe care l-am făcut în luna ianuarie acestui an. Părerea fiecărui cetățean trebuie să conteze și este important să ne ascultăm și să găsim împreună soluțiile cele mai bune pentru orașul nostru în toate domeniile care definesc o comunitate atractivă pentru cetățenii săi, educație, sănătate, infrastructură, timp liber, servicii sociale, ordine publică și altele. Primul capitol al programului, proiecte finanțate din fonduri europene. Realizarea de proiecte finanțate din fonduri europene va continua să reprezinte o prioritate și pentru anul 2020. Am pregătit deja, până la această dată, un număr de 32 de proiecte din fonduri nerambursabile, majoritatea în cadrul programului operațional regional în curs al Uniunii Europene, țintă pe care ne-am și propus-o de altfel, proiecte care vor aduce în orașul nostru, după estimarea noastră, peste 92 de milioane de euro în următorii 2-3 ani. Infuzia de capital se va realiza în mai multe sectoare de activitate. Practic, am încercat să profităm de orice oportunitate oferită de Uniunea Europeană prin axele de finanțare. Sunt deja, la acest moment, semnate contractele de finanțare pentru un număr de 16 proiecte europene, care totalizează o valoare de 32 de milioane 18.000 de euro. Proiectele europene aprobate cu contracte de finanțare semnate sunt următoare. Modernizarea și reconfigurarea coridorului urban de transport, inclusiv realizarea de piste pentru bicicliști, Bulevardul Traian, Piața Mihail Cogălnicianu, Bulevardul Decebal, 5.600.000 de euro valoarea proiectului. Modernizarea și reconfigurarea străzii Mihai Viteazu din cartierul Dărmănești, la fel cu piste pentru bicicliști incluse, în valoare de 3.063.000 de euro. Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului, în valoare de 7.415.000 euro. Extinderea și modernizarea sistemului de rimat public Ronson 1.114.000 euro. Extinderea și modernizarea rimatului public Ronson 2, 1.054.000 de euro. Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transportul public de persoane, 4.808.000 euro. Realizarea unui sistem bike sharing cu stații pentru biciclete în toate cartierele orașului, 20 de stații de biciclete sunt prevăzute, 2.556.000 de euro. Reabilitarea, modernizarea și reconfigurarea coridorului secundar de transport Est-Vest, strada Dimitrie Onida, Bulevardul 9 Mai, un tronson din centura orașului, 3.434.000 de euro. Realizarea a trei grădini publice urbane, una în cartierul Dărmănești, 699.000 de euro, una în cartierul Speranța, 410.000 euro, una în cartierul Colen, 559.000 de euro. Reabilitarea, dotarea și modernizarea creșei Măreței, 697.000 de euro, creșa Precista, 432.000 de euro, Wi-Fi for EU, internet gratuit în 11 zone publice din oraș, 15.000 de euro, un program sau un proiect social, HOS, Programul Cultural European, oportunități pentru cetățeni, implicare și incluziune socială, 150.000 de euro, și un alt proiect social, tineri lucrători competitivi pentru tinerii vulnerabili, 12.000 de euro. Toate aceste proiecte beneficiază de finanțare din partea Uniunii Europene de 98% și doar 2%
contribuție din partea bugetului local, se află în diverse stadii ale procedurilor de achiziții și vor fi implementate începând chiar cu acest an 2020. Celelalte proiecte pentru care așteptăm semnarea contractului de finanțare sunt în diverse stadii de evaluare, au șanse reale să fie finanțate și cuprind modernizări de străzi, realizarea de alte piste pentru bicicliști, reabilitări, modernizări și dotări de unități școlare, digitalizarea activității primăriei, reabilitarea cinematografului Cozla, achiziția de autobuze electrice, două proiecte însemnând 41 de autobuze electrice, stații de încărcare, în parteneriat cu proprietarul societății de transport public, Consiliul Județean. Atragerea fondurilor europene a reprezentat și va reprezenta în continuare o prioritate. Ne vom bate pentru fiecare cent care poate fi adus în Piatra Neamț în proiecte de investiții și ne străduim să nu ratăm niciun program de finanțare nerambursat. Cele prezentate sunt investiții majore care, odată implementate, vor genera o dezvoltare accelerată a municipiului Piatra Neamț în următorii 3 ani și creșterea calității vieții și confortului cetățenilor. Punctul 2. Investiții pentru Piatra Neamț realizate din fonduri proprii sau finanțate prin programe naționale. Pe lângă proiectele de investiții depuse pentru finanțare din fonduri europene, avem în vedere și realizarea de investiții din bugetul local, dar și din fonduri atrase în cadrul programelor naționale guvernamentale. Pentru noi este important să profităm de orice program național de finanțare pentru ca presiunea pusă pe bugetul local să fie din ce în ce mai mică, iar taxele și impozitele locale să rămână la un nivel acceptabil, suportabil de către piețe. Proiecte de finanțare guvernamentală aprobate până la acest moment și aflate în diverse stadii de implementare, însemnând 1.398.000 de euro ca valoare. Realizarea 6 stații de încărcare pentru autovehicule electrice, 300.000 de euro, finanțarea administrația fondului pentru mediu, 90% finanțare asigurată, 10% din bugetul local, un proiect aflat în procedura de achiziție. Finalizarea școlii cu 10 clase din cartierul Speranța, 465.000 de euro ca valoare, finanțare guvernamentală prin PNRR-uri, în execuție. Aici de precizat, primăria Piatra Neamț a depus facturi și a primit sumele necesare pentru că la verificarea în teren nu au fost constatate probleme, lucrurile au fost în ordine. Grădinița cu 12 grupe și program prelungit din cartierul Speranța, 468.000 de euro, tot PNDR 2, tot lucrări plătite la SIV pe situații facturate, verificate în teren de reprezentanții Ministerului Lucrărilor Publice împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții. Podul peste Părâul Puiești, în zona Ierourusu, 165.000 de euro, un proiect deja finalizat, recepționat, achitat. Continuăm să asfaltăm și în acest stat străzile pietruite, străzile care nu au avut niciodată asfalt. Programul pentru anul 2020 cuprinde un număr de 10 străzi care nu au avut niciodată covor asfaltic, respectiv strada Schitului, Valea Albă, Pietricica, Lugăriei, Stejarului, Alea Brazilor, Ion Sergentu, Izvor, Izvoraș și Dimitrie Olimpina. Menținerea în condiții optime a străzilor deja asfaltate și realizarea de reparații capitale la străzile cu un grad de uzură avansat va reprezenta o prioritate și pentru acesta. Ne propunem prezarea stratului de asfalt existent și cu turnarea unui covor asfaltic nou la peste 60.000 de metri pătrați de străzi din toate cartierele orașului. Pe linia rutieră vrem să realizăm două sensuri giratorii noi, unul la intersecția străzii General Nicolae Dăscălescu cu strada Dumbravei, iar celălalt pe strada Bistriței pentru accesul la noul complex comercial care este în construcție. Vom continua în acest an amplasarea de semafoare cu comandă manuală pentru pietoni.
toate semafoarele care se vor monta vor avea și semnale acustice pentru nevăzători. Tot pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere, vom continua să montăm piloni reflectorizanți în zona trecerilor de pietoni și a intersecțiilor de drumuri cu vizibilitatea obturată de parcarea mașinilor. Vom reface toate marcajele rutiere, vom înlocui indicatoarele rutiere uzate și vom continua realizarea de marcaje colorate în zona trecerilor de pietoni pentru a crește vizibilitatea, respectiv siguranța pietonilor. Proiectele de infrastructură rutieră finanțate din bugetul local vor fi corelate cu proiectele finanțate din fonduri europene care vor demara ca execuție în acest an. Și aici vreau să dau un exemplu, Bulevardul Traian. Vedeți că e în starea în care ar necesita o intervenție cu reparație capitală, facem doar întreținere pentru că din vară vor începe lucrările de modernizare în baza contractului deja semnat. Vom realiza în acest an și refacerea fațadelor unor blocuri din municipiul Piatra Neamț. Continuăm, de fapt, blocul turn de la Unic, două blocuri din cartierul Speranța și mai avem în vedere încă un bloc pe Bulevardul Decelor. Vom pregăti documentații necesare pentru extinderea rețelelor de gaz, un element de noutate, apărut datorită a două surse de finanțare care s-au anunțat, o sursă guvernamentală, respectiv o sursă europeană în cadrul exercițiului financiar 2021-2027 al Uniunii Europene. Din acest motiv vrem să dăm drumul la documentații, vom avea o întâlnire chiar cu reprezentanții societății Del Gas Grid pentru a stabili zonele din Piatra Neamț unde facem aceste extinderi. Consolidarea și modernizarea drumului de acces pe Cozla va fi o prioritate pentru acest an și vorbim despre tronsonul dintre punctul de vedere și platoul de la Gospodina, un tronson deteriorat, s-a făcut un studiu acolo, există un proiect, există suma alocată în buget, în primăvară vom începe lucrările. Tot pe dealul Cozla vom continua să realizăm și lucrări pentru preluarea și dirijarea apelor pluviale în vederea protejării imobililor și terenurilor de la bază masivă. Vom reabilita și deschide pentru evenimente iglu de pe Cozla, sperăm noi chiar în luna mai acestui an să fie gata această investiție. Pe Muntele Pietricica, un proiect de suflet la care țin foarte mult și care eu sper să se facă în acest an, vrem să amplasăm numele orașului Piatra Neamț cu litere volumetrice, similar celui din orașul Brașov, proiect similar, existând un interes pentru susținerea financiară acestui proiect și din partea unui grup de oameni de afaceri din oraș, implicați în mai multe proiecte din comunitatea noastră. Vom analiza lucrări de reparații și investiții în majoritatea unităților de învățământ. Chiar astăzi am discutat lista solicitărilor venite, le-am prioritizat și dăm drumul la treabă chiar de săptămâna viitoare. Am crescut deja în bugetul local suma alocată reparațiilor, dotărilor și investițiilor în școli cu 40% în acest an. Vom continua să reabilităm imobilul în care funcționează Academia de Muzică Gheorghe Dima pentru a sprijini învățământul superior prezent în orașul nostru. Am o relaționare foarte bună cu conducerea acestei unități de învățământ superior și dacă exista la un moment o intenție de a pleca din Piatra Neamț, pentru că cu ceva ani în urmă nu erau sprijiniți de administrația publică locală, decizia este de a rămâne aici, am decât atât vor să-și dezvolte activitatea la Piatra Neamț. Vrem să amenajăm o casă a căsătoriilor, modernă, în imobilul în care acum funcționează societatea urban, cu acces aici, la Curtea Drumească, cea mai importantă zonă istorică și culturală a orașului. Vom finaliza, așa cum este graficul de execuție, școala și grădinița din cartierul Speranță. Tot în toamna acestui an va fi finalizat un nou bloc ANL în cartierul Dărmănești cu 20 de apartamente. Vom reabilita puntea pietonală de acces în Ștrand, de peste râul Bistrița și vom înlocui pista de atletism de la Stadionul Municipal Ceablo.
prin intermediul zonei metropolitane Piatra Neamț, s-a înființat anul trecut, vom încerca să atragem fonduri pentru o centură ocolitoare a orașului, pentru dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozma, prin realizarea de investiții care se poate atractivă zona Morgeanotin, dar și realizarea de parcări publice subterane sau supraterane în zonele aglomerate. Așteptăm ghidurile pentru exerciții financiare 2021-2027. În discuțiile pe care le-am avut, vor fi finanțări pentru acest tip de proiecte alocate doar zonelor metropolitane. Capitolul 3. Un oraș curat, aerisit și bine întreținut. Orașul nostru a fost mereu invidiat de cei din jur pentru cadrul natural în care se află poziționat, pentru calitatea aerului, pentru curățenie și spațiile verzi, aspecte care se datorează și calității oamenilor care locuiesc aici. Vom continua și în acest an programul de amenajări peisagistice, plantări de arbori și arbuști și înființarea de noi zone verzi atractive. Vom monta echipamentele fitness achiziționate în toamna anului trecut, cu acces liber în 5 zone publice, o locație în cartierul Mărăței, una la parcul Aurora, zona bloc Turnozana, respectiv strandul municipal, două amplasante. Vom realiza lucrări de întreținere a mobilierului stradal existent și vom achiziționa și monta 200 de bănci noi, cu spătar și fără spătar, și 300 de coșuri de gunoi. În primăvara acestui an, revizuim toate fântânile arteziene din oraș, astfel încât ca în luna aprilie să fie pornit. Pentru anul 2020 ne-am propus o mai bună întreținere a locurilor de joacă, o zonă care, din punctul meu de vedere, a fost deficitară în perioada trecută, încercând să acționăm pe două fronturi. Un front, reparația celor existente, și al doilea front, să începem etapizat să înlocuim 4-5 locuri de joacă în fiecare an din municipiul Piatra Neamț cu echipamente moderne. Deja am alocat o sumă de bani în buget, a fost contactată o firmă specializată în așa ceva, așteptăm ofertele, identificăm 4 locuri de joacă și vrem ca până în vara acestui an 4 locuri de joacă să fie modernizate, în sensul de a elimina complet echipamentele existente și a veni cu echipamente noi și moderne. Vom continua și în acest an modernizarea punctelor urbane de colectare a deșeurilor, un proiect major. Am finalizat centrul orașului, lucrăm acum în cartierele Mărăței și 1 Mai, urmând Dărmănești și Precista. Până în vara acestui an am propus ca toate punctele de colectare deșeurilor din oraș să fie modernizate. Reducerea numărului de câini fără stăpân prezenți pe străzile din municipiu va fi o preocupare constantă și pentru acest an. Eu zic că putem simplu observa cu toții, dacă e să ne uităm puțin în urmă, astăzi în Piatra Neamț, cel puțin în zona de locuri, rar mai întâlnim un câine fără stăpân, probleme mai existând doar în zona periferică a orașului, probabil și datorită migrației din comunele învecinate, respectiv în zonele împărțite. Totodată, vrem să asigurăm condiții optime de cazare și îngrijire în adăpostul de câini și colaborare cu asociațiile de profil, inclusiv pentru sterilizări gratuite și stimularea adopției. Vom continua achiziția de noi echipamente pentru iluminatul ornamental de sărbători în completarea celor existente. Capitolul 4. O bună administrare a patrimoniului municipiului. Fie că vorbim despre strandul municipal, cărtia de schi, stadionul municipal, sala polivalentă, piața agroalimentară sau baia comunală, toate acestea se află în patrimoniul primăriei Piatra Neamț, iar principala noastră preocupare este să creștem atractivitatea acestora și să oferim servicii de calitate. De aceea, dincolo de activitatea de întreținere, avem în vedere și realizarea de investiții multianuale. Este al treilea an consecutiv în care administrăm în regim propriu strandul municipal.
Vom continua să realizăm investiții și lucrări de întreținere care să crească atractivitatea acestui important obiectiv turistic și de agrement. Vom continua să facilităm organizarea de evenimente în strand. Piața alimentară va fi mai bine pusă în valoare prin continuarea încurajării producătorilor și realizarea unor cârguri specifice, așa cum, bine știți, s-au făcut și în anul anterior. Pârtia de schi, suntem pregătiți și pentru acest sezon, ne mai lipsește doar zăpada, dar ea rămâne în atenția noastră pentru a fi în orice moment, în sezonul de iarnă, pregătiți să deschidem într-o foarte bună organizare și, dacă în acest sezon nu va fi cazul, sperăm că în sezonul următor o vom putea deschide beneficiind de zăpadă, respectiv de temperaturi potrivite. Pentru dealul Cozla, avem în vedere, așa cum am mai spus, și la capitolul finanțării europene, atragerea de fonduri externe sau guvernamentale sau parteneri publice private pentru a crește atractivitatea turistică și pentru a putea folosi ceea ce este acolo 12 luni din 12, nu doar în sezonul de iarnă. Deja sunt discuții pentru a amenaja pe curtea existentă un strat artificial pentru schi. Am o ofertă pe care am primit-o, va rămâne să o discutăm și să o dezvoltăm, să vedem în ce măsură putem să facem lucrul acesta din bugetul local sau va fi nevoie să găsim o sursă de finanțare nerambursată. Baia comunală a fost redeschisă în urmă cu 2 ani din administrarea directă a primăriei. Continuăm și anul acesta să o modernizăm și intenționăm să amenajăm la etajul clădirii și o sală de fitness. Stadionul Ceahlău va beneficia de lucrări de reabilitare în care am inclus și înlocuirea pistei pentru atletism, oferită, așa cum știți, în cadrul unui program gratuit pietrenilor pentru mișcare. Vom continua parteneriatele cu federațiile de profil pentru a duce atât la stadion cât și la sala polivalentă competiții importante, naționale sau internaționale. Meciurile de Cupa Davis, România-China, concursul național de dans sportiv sunt doar câteva exemple cu caracter de certitudine de competiții care vor fi găzduite și în acest an pe sala polivalentă Pietrea. Vom amenaja în acest an noi locuri de parcare pentru pietreni și vom introduce sisteme online de plată și rezervare a locului de parcare. Vom continua să oferim tinerilor din Piatra Neamț locuințe AML, iar persoanelor aflate în situații de dificile le vom acorda locuințe sociale sau de necesitate. E o practică constantă de când conduc primăria Piatra Neamț ca tuturor solicitanților să oferim într-un termen rezonabil o locuință AML. Chiar luna trecută am epuizat un plasament care a cuprins 131 de persoane. Capitolul 5. Educația, sănătate, asistența socială și grija față de persoanele vârstnice. Dincolo de investițiile în infrastructură și obiective publice, o comunitate modernă este definită și de educație, sănătate și serviciile sociale oferite. De aceea, suntem preocupați în permanență ca elevii să învețe în școli moderne, iar programațele lor școlare să fie răsplătite. Ne vom preocupa ca cei mai vârstnici, seniorii orașului, să simtă grija față de ei, centrele de permanență să ofere servicii medicale de calitate, iar cei cu care viața a fost mai puțin darnică să fie ajutați. Unitățile școlare vor beneficia în acest an de investiții atât din fonduri europene, cât și din fonduri proprii pentru a asigura elevilor din Piatra Neamț cele mai bune condiții. Toate școlile din orașul nostru dețin autorizații sanitare de funcționare, îndeplinesc normele de funcționare ISO și au încălzire centralizată. Vom menține o comunicare cât mai bună cu unitățile de învățământ pentru a interveni prompt în rezolvarea problemelor care apar. Cele 7 centre de permanență care funcționează în orașul Piatra Neamț vor avea asigurate resursele financiare necesare pentru a oferi pietrenilor posibilitatea de a beneficia de servicii medicale în proximitatea domiciliului.
Serviciile sociale oferite de Primăria Pietreanu prin Direcția de Asistență Socială vor fi diversificate prin intermediul proiectelor finanțate din fonduri europene. În cadrul centrelor sociale municipale beneficiază de condiții optime sute de copii și adulți, iar în cadrul centrului social Pietricica, aproape 100 de persoane vârstnice sunt îngrijite și ajutate să aibă o bătrânețe liniștită. Pentru anul 2020 am extins gratuitățile la transportul public de persoane, vor beneficia de transport gratuit în municipiul Piatra Neamț, pensionarii a căror venituri sunt de până la 1.300 de lei, elevii și preșcolarii care locuiesc în zone, alte zone decât celor arondate școlii și care provin din familii a căror venituri nete lunare pe membru de familie se situează până în 900 de lei, de asemenea alte categorii de persoane care au fost prezentate inclusiv în comunicatul pe care l-am dat ieri către mass media. Capitolul 6. Ordinea și liniștea publică, siguranța cetățeanului, acțiuni educative. Pietrenii trebuie să se simtă în siguranță în orașul lor, să se plimbe liniștiți pe stradă, indiferent la ce oră, fără teama de a fi agresați, nici verbal și nici fizic. Copiii noștri trebuie să se simtă în siguranță, iar respectul față de lege nu trebuie să fie doar o lozină. Da, și aceasta este una dintre preocupările permanente ale administrației locale, pentru că ne dorim un oraș sigur, un oraș liniștit. Vom continua și în acest an să amplasăm camere de supraveghere video în zonele importante, care se vor adăuga celor 65 de camere deja existente, funcționale, centralizate în dispeceratul aflat la sediul Poliției Locale. Municipalitatea Pietreanu își dorește o poliție locală modernă și profesionistă care să asigure un grad de siguranță ridicat cetățenilor orașului. Înregistrăm în ultimii ani o creștere a eficienței activităților polițiștilor locali și o scădere a faptelor antisociale, dar mai sunt în continuare unele aspecte care trebuie rezolvate și din acest motiv trebuie continuat pe acest drum. Combaterea cerșetoriei a consumului de alcool sau de substanțe interzise în rândul tinerilor, problemele sociale, educația rutieră sau abandonul școlar vor fi abordate și prin campanii educative realizate profesionist sau autorul asociațiilor specializate. Capitolul 7. Promovarea orașului, implicarea și susținerea ONG-urilor locale, realizarea de evenimente. Mereu ne-am dorit atragerea partenerilor profesioniști în diverse domenii de activitate cu propuneri și idei care să aducă plus valoare orașului nostru. De aceea am sprijinit financiar orice inițiativă în acest sens și nu ne-a fost indiferent felul în care Piatra Neamț este văzut în lume, mai ales că turismul reprezintă o sursă importantă de venit pentru economia locală. Evenimentele pe care le-am organizat și le vom organiza oferă momente plăcute și contribuie la promovarea orașului. Asociațiile non-profit locale vor fi sprijinite și în acest an prin finanțări acordate în baza legii 350 în cele trei sesiuni de finanțare pentru realizarea de evenimente care să aducă un plus orașului nostru și implicarea în activități care să abordeze probleme pe care le avem în comunitate. Menținem așadar un calendar foarte clar al sesiunilor de finanțare, astfel încât fiecare să poată depune proiecte pentru accesarea de fonduri. Vom majora în acest an, începând cu a doua sesiune, după ce avem bugetul aprobat, cu 30% bugetul alocat finanțărilor nerambursabile, pentru a crește sprijinul oferit de administrația locală în acest sens. Potențialul turistic al orașului Piatra Neamț este unul ridicat, iar turismul reprezintă o componentă importantă a economiei locale. Din acest motiv, ne-am propus și în acest an să ne promovăm orașul prin participarea la evenimente de profil. Sunt trei târguri pe care le avem, târguri de turism pe care le avem în vedere,
Unul se va desfășura chiar săptămâna aceasta la Chișinău, unul va fi săptămâna viitoare în București, la Rome Expo, iar cel de-al treilea va fi Târgul de Turism de Toamnă, desfășurat tot în București, la Rome Expo, participând în mod constant la aceste evenimente, iar rezultatul a fost creșterea numărului de turiști în fiecare an în Piatra Neamț. Aplicația Piatra Neamț City App, implementată în urmă cu 2 ani, va fi dezvoltată și în acest an. Pe lângă sprijinul oferit pietrenilor în semnalarea de incidente, oferă operatorilor din turism și alimentație publică o modalitate gratuită, facilă și modernă pentru promovare. Am pregătit pentru anul în curs un amplu calendar de evenimente prin care să ne promovăm orașul, să creștem atractivitatea și să oferim pietrenilor posibilități de relaxare și petrecere a timpului liber. Sărbătoarea Cursii Domnești, Petrodava, Piatra Fest, zilele orașului, vacanțe muzicale, festivalul de folclor sau târgul de Crăciun sunt doar câteva exemple de manifestări de tradiție care vor avea loc în Piatra Neamț și în acest an, organizate de Primăria Piatra Neamț sau de alte instituții cu susținerea Primăriei Piatra Neamț în parteneriat. Capitolul 8, transparență în activitate, deschidere și bună comunicare cu cetățenii orașului. Dialogul este esențial pentru a construi ceva durabil și pentru ca cetățenii orașului să se simtă respectați și implicați. De aceea, la Primăria Piatra Neamț, utilizăm cât mai multe canale de comunicare pentru a afla în permanență nevoile și așteptările oamenilor. Nu doar atât. Periodic organizăm întâlniri, stabilim priorități, încercăm să acoperim o plajă cât mai largă de probleme. Am implementat acest mod de lucru în urmă cu câțiva ani și vreau să vă asigur pe toți că voi proceda la fel și în continuare. În ultimii 2 ani, Primăria Piatra Neamț a implementat și dezvoltat servicii care să faciliteze relaționarea cetățean în administrație publică locală. Astfel, pe lângă canalele clasice de comunicare, biroul de audiențe, telefonul cetățeanului, pagina de Facebook, cetățenii orașului pot utiliza aplicația despre care vorbeam, Piatra Neamț City App, care reprezintă un instrument simplu și modern prin care pot fi semnalate aspecte negative din oraș. Totodată, pietrenii au și posibilitatea de a intra în dialog direct cu primarul lor, prin intermediul sesiunilor periodice de audiențe online pe pagina de Facebook a Municipalității Municipiul Piatra Neamț. Digitalizarea Primăriei Piatra Neamț este o preocupare constantă pe care o vom accelera în perioada următoare prin atragerea de fonduri pentru finanțarea unor proiecte care să faciliteze cetățenilor accesul la obținerea de informații și documente online. În sesiunile de audiențe online pe care le organizez periodic, vreau să vă spun că impactul și vorbim despre cifra prezentată de Facebook este în creștere de la o sesiune la alta, ajungând la peste 22.000 de persoane acel impact prezentat de către Facebook. Suntem preocupați să aflăm care este gradul de satisfacție al pietrenilor în relaționarea cu municipalitatea și din acest considerent vom realiza și în acest an sondaje de opinie prin care să aflăm ce trebuie îmbunătățit pentru a oferi servicii de cea mai bună calitate pietrenilor care să răspundă așteptărilor acestora. Avem un chestionar disponibil inclusiv pe site-ul Primăriei Piatra Neamț. Vreau să vă asigur pe toți de faptul că principala mea preocupare în calitate de primar acestui oraș a fost și este să dezvolt localitatea, să cresc gradul de confort pentru fiecare cetățean. Chiar dacă vorbim despre un an mai special, în vara acestui an, pietrenii vor alege echipa de conducere a Municipalității Piatra Neamț pentru următorii 4 ani, consider că
că lucrurile bune realizate în ultimii ani în comunitatea noastră trebuie continuate. Parcursul orașului spre dezvoltare trebuie dus mai departe, iar strategiile pe termen mediu și lung realizate deja trebuie respectate și implementate. Așadar, vă invit pe toți să fiți partenerii administrației publice locale Pietrene și în acest an, pentru a face împreună din Piatra Neamț un oraș atractiv, modern și prietenos, în care fiecare cetățean să se simtă bine, să se simtă respectat.